Bună dimineața! Sunt Rahela Petrescu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a rubricii Azi Odată. Vă propun să aflăm împreună ce s-a întâmplat interesant în istorie astăzi, 31 martie, ultima zi a lunii martie. În 1437 a izbucnit răscoala țărănească de la Bobâlna. În 1778, exploratorul englez James Cook a ajuns pe insula Vancouver și a revendicat-o în numele regatului Marii Britanii. În 1871 s-a concesionat pe timp de 45 de ani unei societăți belgiene dreptul de construire și exploatare în București a tramvaielor cu cai, denumite pe atunci drumurile de fier americane. În anul 1889 a fost inaugurat turnul Eiffel, cea mai înaltă clădire din lume la acea vreme, 300,24 de metri. Acesta era perceput de către o parte a populației Parisului ca o rușine, care ar trebui să rămână doar 20 de ani. În 1917 a intrat în vigoare pentru prima dată ora de vară în Statele Unite ale Americii. În anul 1938, Carol al II-lea a desființat toate partidele politice și a instituit Consiliul de Coroană, ca organ de stat cu caracter permanent, alcătuit din membrii consilieri regali, numiți de rege, cu rang de miniștri de stat. În anul 1966 a fost lansată nava spațială sovietică, fără echipaj uman, Luna 10, primul vehicul spațial care a intrat pe orbita Lunii. În 1933 se năștea Nichita Stănescu, poet, scriitor și eseist român important. Am ales să vă citesc poezia Rugăciune, scrisă de Nichita Stănescu. Iartă-mă și ajută-mă și spală-mi ochiul și întoarce-mă cu fața spre invizibilul răsărit din lucruri. Iartă-mă și ajută-mă și spală-mi inima și toarnă-mi aburul sufletului printre degetele tale. Iartă-mă și ajută-mă și ridică-mă de pe mine, trupul cel nou care mi apasă și îmi strivește trupul cel vechi. Iartă-mă și ajută-mă și ridică de pe mine îngerul negru care mi-a îndurerat caracterul. Martin Luther King Jr. a spus despre caracter că acesta nu se arată în momentele de confort, ci în cele de schimbări și controverse. Mai mult, mai există o vorbă care spune că caracterul nostru reprezintă ceea ce facem când nimeni nu ne vede. Cine suntem noi când nimeni nu ne vede? Suntem cineva care ar sta drept fără să plece capul rușinat înaintea lui Dumnezeu? Suntem noi pe placul lui Dumnezeu? Sunt Rahela Petrescu și vă aștept și mâine dimineață de la ora 7, 8 sau 9 pe www.lightchanneltv.ro. Acum vă las în compania Consuelei pentru bunăstare prin mișcare. Să aveți o zi excelentă!